Salutare tuturor, eu sunt HelpGSM și astăzi o să vă învăț cum deblocați un telefon Samsung sau cum încercați să-l deblocați dacă efectiv ecranul a înghețat, funcționează doar butoanele, nu mai puteți să faceți nimic pe ecran, nu răspunde la niciun fel de comandă. Este valabil pentru majoritatea Samsung-urilor din piață. Tot ce trebuie să faceți este să-i faceți o închidere forțată, adică închidere forțată, în general, la toate modelele de Samsung, aici în cazul de față e una 02S, dar e valabilă și pentru alte modele. Închidere forțată se face prin apăsarea simultană a două butoane, adică buton de volum jos și buton de power. Ambele în același timp le mențineți apăsate până când telefonul vostru se resetează. Da? Nu puteți să deblocați, nu puteți să faceți nimic. Vi s-a blocat telefonul într-o aplicație sau mai știu eu cum a ajuns el să se blocheze. Încercați această variantă, da? Ambele butoane apăsate. Dacă telefonul vostru este blocat în totalitate, nu o să vă apară nici măcar butonul de închidere. Le țineți apăsate până în momentul în care vedeți logo-ul de la Samsung pe ecran. Și în acest moment le dăm drumul. După ce le-ați dat drumul, așteptați ca telefonul vostru să pornească. După ce va reporni, ar trebui să puteți să băgați codul sau efectiv să-l deblocați și să vă folosiți telefonul după ce ați reușit să-i faceți această închidere forțată, că despre asta este vorba aici. Practic, e doar o repornire a telefonului, fără să trebuiască să scoatem bateria, pentru că, după cum știți, la modelele mai noi nu se mai poate scoate bateria, așa că trebuie să găsim o modalitate prin care să îl deblocăm. Iată, în momentul de față, telefonul este deblocat și putem să îl folosim. În speranța că v-a ajutat, nu uitați un like, un share, un subscribe. Eu am fost HelpGSM, vă mulțumesc!